Ne aflăm la Three West Club din Manhattan, unde în această zi de sâmbătă, 26 octombrie 2019, are loc aniversarea 30 de ani de la prăbușirea comunismului în România. Acest eveniment este organizat de câteva dintre cele mai importante instituții ale emigrației românești new-yorkeze, Fundația Iuliu Maniu, The Romanian American Chamber of Commerce, Romanian Television of New York și New York Magazine. Cu acest prilej, i-am invitat pe istoricul britanic Denis Deletant și dizidentul politic Constantin Răuță la o discuție despre decembrie 1989 și postcomunismul românesc. Istoricul britanic Denis Deletant este visiting Ion Rațiu, profesor of Romanian Studies la Georgetown University și emeritus profesor of Romanian Studies la The School of Slavonic and East European Studies, University College din London. Autor a numeroase cărți despre comunismul românesc, Denis mi-a făcut onoarea anul trecut de a-mi acorda un interviu pentru Romanian Television of New York. Constantin Răuță, inginer și diplomat, a lucrat pentru NASA Goddard Space Flight Center și pentru dezvoltarea de Anti-Ballistic Missiles Defense System a Statelor Unite ale Americii. Racolat de Direcția de Informații Externe, a fost trimis în anul 1973 în Statele Unite pentru a pregăti vizita lui Nicolae Ceaușescu, dar a cerut azil politic autorităților americane. La data de 2 septembrie 1974 a fost condamnat la moarte pentru trădare și încă nu știu dacă condamnarea ți s-a ridicat. Știm că România a fost sub ocupație comunistă timp de 45 de ani. Din decembrie 1989 au trecut 30 de ani, deci o generație. În România de azi fost și dizidenți sunt incomos pentru generația tânără, pentru că într-un fel pe mulți memoria încă îi deranjează și de asemenea sunt un model perimat pentru o generație care nu prea are empatie pentru tot ce s-a petrecut în trecut. Intelectualii, pe de altă parte, care au suferit dramatic consecințele comunismului, nu au uitat prețul pe care l-au avut de plătit și trăiesc sentimentul unei impotențe istorice. O frustrare a poporului român vine din faptul că cei care au profitat și s-au îmbogățit după Revoluție au fost, de fapt, de second rank nomenclatura, care a preluat puterea de la nomenclatura comunistă în anul 1989, în decembrie. Deci nedreptatea istorică își are rădăcinile exact ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Pentru a analiza trecerea către democrație, postcomunismul românesc a ales un adevăr fragmentat. Niciodată adevărul întreg și asta în locul dreptății și nu a făcut niciodată dreptate victimelor comunismului. Cum găsiți România după 30 de ani? Da, am fost recent vara aceasta în România și pot să vorbesc despre ce am văzut acolo. M-a interesat. Dar ceva corecțiune. Spuneți 30 de ani de la căderea comunismului. În România, comunismul n-a căzut. Acum 30 de ani. Partidul Comunist s-a transformat, s-a metaformizat în diverse partide. PSD-ul este încă la putere, deși guvernul a căzut. Deci nu ne ambăgim cu ideea că, gata, comunismul a căzut, nu mai e nimic de făcut, din contră. Așa. Ei sunt încă la putere. Putem intra mult în subiectul acesta. Da. Spuneați acolo că a fost racolat de ei. Eu am fost transferat de la Ministerul Chimiei la Consiliul de Ministri ca inginer șef pentru sistemele de alarmă, terminul electronică. Nu știu dacă asta înțeles că a racolat, dar... Așa am găsit într-o biografie de-a ta online. Da, sunt multe lucruri spuse. Da, nu, e bine să facem corecții, în, da. Line, că nu le pot corecta. Așa este, da. Nu le pot controla. Deci, să nu ne amăgim cu ideea, gata, comunismul s-a terminat acum 30 de ani. Nu este așa. Și pot să intrăm în detalii de ce am văzut în România și cu cine am discutat așa mai departe. Însă, lucrurile sunt rele și încă se mai trebuie luptat și de aici, din partea Fundației, partea Emigrației și cei de acolo din România. Eu văd puțin altfel, poate mai optimist lucrurile, deși asta nu înseamnă că n-am criticile mele dure la situația, la adresa situației politice de acum. Apropo de, spuneați, de lipsă de empatie în rândul tineretului pentru Revoluție, aici e o problemă care stă în faptul că sunt atâtea versiuni, variante lansate. Dar nu există un adevăr. Da, nu există. Și sau care adevăr este oficial, adevărul. Care să fie... Da. Și aici e și o vină, într-un fel, a sistemului
de învățământ pentru că eu care am predat în România după Revoluție, în timp mi-am dat seama că studenții nu prea știau ce se întâmplă, în primul rând ce s-a întâmplat sub comunism, ca să nu mai vorbesc de ce s-a întâmplat în timpul Revoluției. Deci, eu am încercat să explic că depinde de versiunea pe care prefer sau cărțile pe care le citești, dar putem vorbi sau de Revoluție, cum a Constantin neagă că a fost Revoluție, sau presupun că a căzut comunismul. Dar a căzut comunismul, așa. A fost furată Revoluția. Aici putem vorbi de o revoltă populară și o revoltă populară furată de sistem. Încă ceva interesant, că în 1990 a avut din nou loc un val revoluționar care a fost distrus de mineria, deși așa mai departe. Da, aș vrea ca să-mi spuneți, să vorbiți despre asta, pentru că, practic, după cum știm, dacă România l-a avut pe Ion Iliescu, nu l-a avut nici pe Havel și nu l-a avut nici pe Valesa. Da. Și mai știm că Iliescu este cel care a ordonat, sau așa se spune, că a ordonat să se tragă populație. Da. Deci, aș vrea ca voi să elaborați despre ce credeți că a fost în decembrie 1989. Facem comparație între domnul Iliescu și Havel. Trebuie să ne dăm seama că n-a fost o dizidență prea acută, prea însemnată în România. Singura dizidență a fost în Partidul Comunist Român, nu? Da, dizidenții ceilalți nu au fost organizați. Dar oricum, faptul că sistemul a fost de așa natură în România, încât era foarte greu să te opui regimului. Adică da, să nu uităm că în cadrul partidelor comuniste din lagul socialist, totuși existau dezbateri. În Partidul Comunist din Cehoslovacia, în Partidul Comunist Maghiar, în Partidul Comunist Polonez, ca să nu mai intru în detalii despre solidaritatea. Dar în România n-a fost nimic. Dacă citim stenogramele Consiliilor de Miniștri, stenogramele Biroului Politic al PCR-ului, ne dăm seama că toată lumea spunea da, tovarășe Ceaușescu, așa e și așa mai departe. Dar asta s-a întâmplat din cauza că securitatea, regimul represiv a fost cel mai oribil în România, Asta cred, pentru că totuși dacă ne uităm la acelea stenograme din anii la începutul anilor 60, când se discuta foarte interesant despre politica externă a României, mai ales față de China și poziția României față de Uniunea Sovietică pe de o parte și față de China pe de altă. Deci era o dezbatere, zic eu, foarte interesantă pe baze ideologice și una pe care o tolera în epoca aceea Gheorghe Udej. Dar totuși, cum a zis Constantin, comunismul prin Ceaușescu a deturnat toată situația politică și am rămas cu situația pe care am avut-o, care a dus la Revoluție. Acela a fost un regim ilegitim și criminal. A fost instalat de sovietici în România. Unul din cele mai dure regimuri din toate țările vasale unui sovietic a fost România. Nu numai pentru că prima dată armata sovietică a intrat în România, dar și comuniștii români au fost mult mai duri față de popor, față de comuniștii unguri sau bulgari și mai departe. Asta e o pată. Dar eu i-am învinuit securitatea românească de lipsă de patriotism. Cheia este la activiștii de partid, numai la securitate. Da? Securitatea era un cățel care urmărea ce dictează secretarul de partid. Să vedem unde este cauza. Acolo, în cei care luau puterea, se crea de partid și Partidul Comunist. Regimul comunist, în general. Aici trebuie văzut. Putem studia câte stenograme vreți. Adevărul este acolo. Libertatea a fost înăbușită în 49, când s-a declarat regimul comunist. Atunci n-a mai fost liberat în România. Oricât manifestări sau au încercat să arate ei același lucru a rămas. România nu a avut libertate. Să nu uităm, rușii au luat uranii pentru armele lor atomice în Ardeal. Au luat petrol din România.
cât au vrut. Atunci când erau foamete în România, luau animale și grâne, le ducea în Uniunea Sovietică. Dar vina pe secetă, de fapt, a fost o foamete declanșată. Cum a fost și din Ucraina, de altfel. Nu știu câte mii de ori, a fost de curând în la Alba Iulia. Asociația Voștilor Deținuți Politici mi-a spus că numai pe Valea Împoiului, când s-au refăcut drumurile, au găsit pe marginea drumului, în gropi mici, 10 moți împușcați în ceapă. Îmi făcea regimul comunist. Zice, a încercat să fugă. Ei vreau să-l termine, fără proces, fără nimic. I-au luat și au mobilizat în oraș. Numai Dumnezeu știe câți azi sunt în situația asta. Sau ce s-a mai întâmplat? Problema este că nici astăzi nu s-a făcut dreptate acestor criminali. Nu vor să spun nici cine a tras. Criminalii nu au fost niciodată pedepsiți. Da. Acum, în acest iulie 2019, istoricul Marius Oprea, cunoști, este un istoric remarcabil. El ce să spun, eu l-am sunat la telefon și el săpa la periprava în această vară, unde a încercat să mai scoată din gropile comune. Exact. Și acest, deci Marius Oprea, în acest iulie 2019, a propus primului ministru al României un proiect de lege pentru deținuții politici împotriva torționarilor lor, pentru completarea cadrului legislativ actual cu privire la condamnarea totalitarismului comunist în România. Și vă citesc un fragment din această lege, adică din comentariu, zice: veniturile în bani pe care persoane deja dovedite drept colaboratori notori ai securității le primesc azi de la guvern, sunt infinit mai mari decât ceilalți care au suferit și, de fapt, aceasta este recompensa loialităților necondiționate față de un regim ilegitim și criminal. Asta după 30 de ani. Da. La Alba Iulia, deținuții politici cu care am discutat se întâlnesc, e un oraș mic, se întâlnesc față în față cu cei care i-au pus în închisoare. Ei au pensii de 10.000 de lei și ei, nelucrând, mai mult după ce au ieșit din închisoare, securitatea avea grijă că ei nu poate lua un post ca lumea, au contribuit puțin la pensii și au pensii de sub 1.000 de lei. Și aia râde ei. Deci cei care au suferit sunt mai departe nedreptățiți, iar după 30 de ani, deci guvernele post-comuniste nu au făcut absolut nimic. Raportul Tismăneanu din 2006 practic n-a dus la nimica, dar mai este ceva grav. Toate arhivele securității au fost abia în 2006 available, pus la dispoziția publică, parte după 17 ani. Nu sunt integrale, am fost să-mi citesc dosarul care era spălat.